Sirenele, episodul 4. Vânătorii de sirene. Da, ăștia sunt ei! Ajutor! Hei! Ajutor, cineva! Ajutor! Dați-mi drumul! Îi se văd ochii pe punga aia de gunoi, așa că nu încercați să mă convingeți că el nu a văzut absolut nimic. Cine sunteți voi? Și by the way, s-a tuns. Da, da. Uitați-vă-le. S-a tuns. Cine sunteți voi? Noi suntem Ordinul. Ordinul? Ce-i asta? Ordinul. For fuck's sake, cine dracu să știa, mă? Bă, ăștia sunt Anonymous Low Budget. Ce dracu, cine că... Doamne ferește. O glumă proastă? Da. El crede că glumim. Nu glumim. O, că m-ai și speria, mă. Mamă, dar ce m-a speriat ăsta. Da, uitați-vă numai la fața lui cât de speriat e. Nici el nu crede că e atât de speriat. Ce-o fi zis? Ricky, trebuie să fii speriat pentru că ei te vor speria de-a dreptul. Adică nici nu-ți trebuiască să joci treaba asta, Ricky. Noi nu glumim. Noi suntem Ordinul și vânăm sirene de mii de ani. Și poate să-i mai explice cineva, Andrei Gogan, că nimeni nu are muffled voice așa în realitate decât la un edit? Adică știu că avem în Marvel muffled voice în realitate la Spider-Man, când în Homecoming, când a folosit interrogation mode-ul. Remember me? Hey, I need information, you can give it to me now. Dar până și Batman în DC își face vocea mai groasă, cel puțin în The Dark Knight și Christian Bale movie series. Dar nu au muffled voice în realitate. Asta apare doar în momentul în care editează video și transmit ceva gen în Times Square, că o să dea o bombă în 10 ore. E, asta e ideea, ca să nu fie recunoscuți, dar în rest aici nu... Sirene? Nici nu există sirenele. Există. Și asta este dovada. Strămoșii noștri au... O să-l las pe cel de ieri. Tot eu. Să vă explice care e problema cu dovada. Niște fotografii din cărți cu statui, picturi, o carte pe care nu poți citi nimic. Asta este dovada. Și acolo ce scrie de verificat zone de... De... Căcat de pe plaja pustie era, să zic. Da, de plaja era pustie întotdeauna. Deci aici chiar am filmat explicația, este destul de ok. Let's go. Ah. Am observat ceva în plus azi. Acolo scrie atenție la vânat sirene. Acum este timpul nostru și al tău. Este greu de crezut, dar în curând vei înțelege totul. El chiar nu știe cine este cu adevărat. Bunicul tău chiar nu ți-a zis nimic. Bunicul? Ce treabă are bunicul? Bunicul? Ce treabă are bunicul? Bunicul meu? Vei afla în curând. Acum avem altă treabă. Altă chestie pe care mor. Deci, clișeul ăsta de rahat. Bunicul? Ce treabă are bunicul? Vei afla în curând. Dar cât durează pentru tine mare Anonymous Low Budget teroristul dracului vânătorul de sirene? Ordinul. După ce îl răpești pe ăsta, îl ții dracului un sfert de o oră. Cât mai durează să-i spui tactul mare a fost din ordin? Și pe sora ta s-ar putea să o omorâm. Cât de mult poate să-ți ia treaba asta? Te vom elibera, dar să nu spui nimănui. Îmi place mult să mă plimb pe plajă la răsărit. Îmi aduce aminte de mine, acum 10 ani, când am găsit medalionul acesta magic.
pus mâna pe scoica aia udă. Oare de ce eu? De ce a fost acolo chiar când am trecut eu? Cineva a știut că voi fi sirenă peste câțiva ani? Oare cine este? Cine mai știe despre asta? Trebuie să aflu cumva. Mariana, adu-mi telefonul ăla în pic! Lena, am ajuns! Lena? Unde? Lena? Lena? Unde e? Lena? 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 Nu e acasă. De ce nu te-ai uitat după numărul de înmatriculare al ăla? Și unde erau oamenii pe strada aia? Strada cred că era pustie, pentru că la Andra Gogan în serial, dacă nu știți, plaja e pustie, cred că strada e pustie, orașul e pustiu, orice, oriunde, unde main character-ul din scena aia este pus în dificultate de prezența anumitor oameni, pentru că descoperă, nu știu, că a fost aruncat din mașină, pe lângă faptul că l-a luat cu Logan și l-a aruncat cu un Ford. Deci, ordinul ăsta are buget, frate. Ordinul are buget. Deci nu mai spun de treaba asta. Ca să scoți main character-ul din situații din astea super sticky situations, știi? Totul este pustiu. Ca să mai zic, e un mare dobitoc că nu s-a uitat după numărul de matriculare, dar cred că era prea bulversat ca să mai facă asta. Cred că era prea bulversat. Lena! 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 Nu răspunde. Trebuie să dau cumva de ea. Du-te repede, frate. Du-te repede, găsești-o pe Lena. E în pericol. Adidas. Prost ești. Bă, ce prost ești, bă. Fetelor, mersi că ați reușit să veniți la ora asta. Spune-ne, de ce ne-ai chemat? Ce-ai aflat? Da, spune-ne mai repede. Este vorba despre medalioane. Eu cred că totul a început de când eram foarte, foarte mici, când eram copii. Și medalioanele astea au fost predestinate nouă, adică... Când ai un prieten care are nevoie de ajutorul tău, fii acolo pentru el, la orice oră îți cere. Și la 6 dimineața, cum le-am chemat eu pe fete, ca să vorbim despre ceva important. Lecții de viață cu Andra Gogan. Ce înseamnă să ai prieteni buni? Ți-i chem la 6 dimineața pe plajă, în loc să vorbești cu ei la telefon sau prin mesaje. În secolul 21, doamne. Departe. În apă, efectiv atunci a apărut în fața mea. Tu l-ai găsit în piscină. Tu l-ai găsit în cadă. Totul are legătură cu apa. Și, nu știu, mă gândesc că poate părinții noștri... 2 hours later. Habar n-am. Trebuie neapărat să căutați multe chestii despre sirene, da? Dacă Serena se va duce la Măsa să o întrebe de medalion, va fi o discuție de genul ăsta, având în vedere episodul 1. Mami, am și eu o întrebare. Medalionul ăsta, unde l-am găsit? Crezi că mi este predestinat? Elena, termină cu prost! Chiar n-am putut să mă abțin să nu-l folosesc ca visual input. Chiar n-am putut. Deci, în jur mă omoară mă Bogdane dacă vezi treaba asta, chiar n-am putut. Deci am râs la treaba aia când... Și-ți mai freci mult medalionul ăla, că nebunesc, atât îl freci, zici că e mare... Hei, ți-ai comandat deja noua colecție Back to School? Dacă nu, intră acum pe site-ul meu www.andragogan.ro și fii primul din clasa ta care are mască, tricou, caiet și ghiozdan marca Andra Gogan. Intră în apa mării și nu te teme. Sunt pe multe culori și diferite modele. Avem și caiete cu serialul Sirenele. Comanda acum și primești un cadou din partea mea. Stocul este limitat. Nu i-ai spus că ești cu noi pe plajă? Nu, voia să vină cu mine. Frate, părul lui, deci părul lui, uite,
părul lui este lung din nou. Părul lui e lung din nou. Nici mie nu vine să cred. Părul lui este lung din nou. Au tras toate scenele, bă, deci asta e incredibil greșeală. Au tras toate scenele cu păr lung înainte de cele cu păr scurt. Și e foarte clar că nu are cum să-și facă părul ăla în sus, de la o scenă la alta. Asta odată. A doua chestie, adică n-are sens cronologic. A doua chestie, părul ăla nu poate să fie aranjat în sus. Este lung, sunt clar plete, deci n-ai cum. E plăcuit, este în jos, este, n-ai cum să-l duci în sus decât dacă te tunzi. Deci n-ai cum, e imposibil. Nu. Și încă o chestie, dacă sunteți atenți, și o să pun o imagine ca să vă dacă sunteți atenți, nu are buza lovită aici. Astea sunt scene trase, când el avea părul lung, înainte de scenele cu păr scurt. Numai cronologic vorbind, ele sunt intertwined. Și este mare greșeală de filmare. Am desconspirat-o. Iar mă sună Ricky. Să-ți spună că s-a tuns și că i-a crescut 3 ore și n-are bani să se tundă din nou. Nu înțelege, este mutant, se regenerează, e Wolverine. Frații mai mari trebuie să fie mereu atât de protectivi? Mă rog, asta e chiar foarte drăguț. Că are grijă ca Lena să fie bine. Chiar e super, Ricky. Stai puțin. Încă o chestie cronologică care mie îmi dă puține bătăi de cap și puteți să lăsați în comentarii dacă sunt prost, că e posibil să fiu prost, dar mie nu mi se pare că sunt așa prost. La începutul serialului, Selena a spus că ea și cu Ricky sunt colegi la geografie la liceu. Bine, în primul rând suntem în România, noi suntem colegi la toate materiile, dar asta nu contează, a mai fost comentat. Bun. Ei doi sunt colegi la geografie la liceu. Asta ce înseamnă? Înseamnă că sunt de aceeași vârstă. Dacă stăm să ne uităm pe partea cealaltă, ea cu Lena și cu Mirel, așa, toate au 16 ani, la ora 6 au făcut 16 ani, în aceeași zi, pentru că toate sunt sirene, pentru că medalioanele erau predestinate. Ce înțelegem de aici? Este că Lena are aceeași vârstă cu Ricky. Ce înțelegem de aici? De unde e Ricky frate mai mare și ei trebuie să fie frați gemeni. Pentru că nu e nicio explicație. Mă rog, să ne întoarcem la povestea noastră. E chiar foarte drăguț că are grijă de Lena. Mi-ar plăcea să aibă așa grijă și de mine, pentru că mie îmi place să alerg cu Ricky și e super drăguț. Scuze, hai să ne întoarcem înapoi la video-ul nostru. Auzi, da, ți-am mai pus întrebări legate de... noi, legat de faptul că suntem sirene, oare știe? Nu, am încercat cât de mult am putut să le evit. Foarte bine. Dacă întreabă cineva ceva, noi nu știm și n-am auzit nimic. Oh, da. De acord. Nu pot să cred că a întrebat despre mine. Și faptul că i-a spus Lenei despre asta, chiar e foarte curajos. Oare știe că și eu mă gândesc la el? Milen, ce părere? De unde să știe femeie? Nu i-ai spus absolut nimic de când a început serialul ăsta. Din episodul 1 nu i-ai spus nimic. E doar... tu ai narat pentru alții. Privitorii știu, numai el nu știe, săracul. Foarte urât din partea ta, e foarte urât din partea ta. Ai? Poate te place. Poate nu! Poate-l place! Poate nu! Poate-l placi, poate nu, poate te place, poate nu, fetele. O să înțeleg ce legătură avea elicopterul ăla în cadru. Stai puțin. Cred că are legătură cu ordinul. Ăla era elicopterul ordinului. Eu v-am zis că ăștia au buget mare. Eu v-am zis. A venit cu Loganul, l-a aruncat cu Ford-ul cu o elicopteră. Ăștia au buget mare. Ăștia au buget mare. Fetelor, și voi simțiți că ne urmărește cineva? Nu prea cred. Dacă e Ricky. Dacă ne urmări până aici, ce se caută Ricky aici? Adică este un loc super pustiu, nu?
Hai ca să fim sigure să ne ascundem în apă. Ok, hai. Până la urmă suntem sirene, nu? Da. Hai mai bine să ne ascundem în apă. Ce dracu ne mai chinuim cu plajă, pustie, străzi pustii, oraș pustiu. Apă, bă, până la urmă suntem sirene, ce dracu. Hai, toate în apă, ne ținem de mâini, țară, țară, vrem ostași. Pa! Deci, uitați-vă puțin. În primul rând, de ce te uitai așa? Doamne, ce departe orizontul și fetele sunt sirene fix în orizont și nu le mai văd unde s-au băgat în apă, pentru că erai la, bă, literalmente 10 metri de ele. Adică ele acum câteva secunde au intrat în apă până se transformau, sigur vedeai o coadă sau chiar un picior sau le vedeai capetele sau vedeai cum se bagă toate în apă și nu mai ies pentru că s-au dus în apă, tu nu te cași pe tine deloc. Unu la mână, doi la mână, la literalmente 10 metri, astea se uitau de jur împrejur. Cu mermaid sensul lor, cu spider sensul lor mai nou. No, fată, crezi că ne urmărește cineva? Și una n-a tras un ochi în față la 10 metri să vadă hanorac roșu plete în contrast beige, după niște lemne. Deci un bac. Știți, până la urmă m-am gândit, să fii sirenă chiar este foarte tare. Avem atâtea avantaje. Putem să nătăm oricând. Și avem cozile astea super drăguțe. Și colorate. Cumpărate de pe eBay cu probabil 10 dolari bucata. Prin care ni se văd genunchii. Și da, sunt foarte multe avantaje. Putem înota oriunde. Da. Sunt atât de multe avantaje încât nici nu știu câte să număr. Nu poate să ne picure de la stropitoare, nu poate să ne picure de la aerul condiționat, dacă pică apă pe noi ne transformăm, dacă transpirăm mai rău ne transformăm. Trebuie să mergem în locuri pustii unde sigur este Ricky. Ne urmărește ordinul care vrea probabil să ne tranșeze, să ne omoare, să ne facă pe grătar. 2 hours later. Și întâlnim băieți drăguți. Sper că nu cu Ricky. Din nou, ai întâlnit un singur băiat drăguț, te-ai căcat pe tine la orice frază ți-ar fi spus. Nu i-ai spus absolut nimic, dar ai narat despre el. De dragi te-au luat. Băieți drăguți. Ce legătură are asta cu sirenele? Nu știu cum te-ai gândit să mor dacă știu cum te-ai gândit. Habar n-am cum te-ai gândit să scrii asta scenariu. Măcar o chestie ai scos și tu cât de cât inteligent. În primul rând, la ce făcea dracului? Aranja alea care oricum nu sunt schimbate absolut deloc. Prima chestie. A doua chestie. Au sonar, bă. Bă, ăștia au sonar, jur. Bă, deci, pe bune. Oh! Și cred că ne-am luat răspunsul. Cred că e un al treilea din ordin. Uite încă o mască acolo, dacă nu cumva e pus așa de căcat. Așa. Au sonar. Deci, pe bune, dacă în serialul ăsta, la un moment dat, se aruncă o plasă de pești și prinde pe una din sirene în plasa aia de pești, eu nu mai deschid YouTube-ul cel puțin 10 ani. Păi, au sonar, bă. Au sonar. Eu nu pot să trec peste treaba asta. Private number, normal. Ce v-am zis? Buza mușcată, părul scurt. Case in point. Avem prima misiune pentru tine. Frate meu, asta e, jur, deci... Asta cred că o găsesc pe YouTube. Este efectiv Sonar Animation shit. Și l-au pur și simplu l-au dat MP4 și l-au pus aici. Nici măcar atât. Asta nu că ar fi o problemă, dar să ne aducem aminte că a băgat o tranziție de SpongeBob într-un serial care se credea fi serios. Și... Bun, mersi frumos pentru vizionare, am oprit acolo așa de brusc pentru că efectiv nu mai suportam, voiam să spun de green screen-ul ăla pe care nu l-a scos în episodul 1. L-am oprit brusc pentru că aș fi început să vorbesc foarte mult. Până una alta! Așa, și o să vă las cu un outro, pe care nu l-am muncit prea mult, pentru că sunt foarte prost pe încheieri. Sau cel puțin mie nu-mi plac. Așa că mersi frumos!